Salutare lume și bine reveniți pe canalul meu înapoi pe Minecraft Beta 173 Unde avem noi căsuța noastră pe care data trecută am încercat să o construim Și cred că e și un schelet jos ha. Huh. Ok De data asta, ce ciudat arată, zici că e apă aici, man. Efectiv zici că suntem băgați în apă, e un creeper, e un creeper, e un creeper Oh my god, deci de fiecare data acțiune atât de intensă în versiunea asta um, Hai să dormim ca să scăpăm de toți uh, moștrii ăștia De care chiar nu am nevoie Cum ar fi acest creeper care Efectiv mă terorizează băieți Deci de când am început această serie Creeperii <gători> Mi s-a făcut pielea de găine pentru o fracțiune de secundă Pentru că am crezut că Pentru că am crezut că o să mă ia naiba Pe mine și Pe casa mea Du-te bă de aici De oaie ce ești. Și porcul ăsta la fel Ok, deci, da, ne facem un turnuleț aici. Mă cam enervează, sincer, că suntem deasupra nori, fix deasupra de nori. Deci mă enervează un pic așa. Norocirea asta nu arde. Bă, creeperii nu ardeau, frate, pe timp de zi? Probabil că da, dar fix în versiunea asta nu. Ok. Um, hai că am ceva gunpowder. Mi se pare că era acolo ceva gunpowder pe care nu l-am luat, dar, în fine, ignorăm chestia asta. Bă, să lăsăm un pic mai jos, mă, nivelul. Bă, e exact unde znori, frate, să-mi bag picioarele și problema va am zis Nu prea vedem în jurul nostru. Nu prea vedem în jurul nostru. Hai să facem ăsta tavanul. Hai, schimbare de plan, băieți. Schimbare de plan. Dar n-aș folosi Iron Pickaxe-ul. Mergem afară, unde ne construim o unealtă din cobblestone, dacă avem. Și nu avem. Wow, pe bune? Bă, Iron Pickaxe-ul eu iau cu mine. Să fac picioarele, că tot am nevoie să mă duc să fac chestia asta. Ok, ne băgăm jos atunci și scoatem un pic de cobblestone din, din peștera noastră. Uite, bă, ar trebui să, cam mă ocup de, să mă cam ocup de chestia asta. Vedeți că nu prea am acces la... Nu prea am acces la peștera din jurul casei noastre. Foarte ușor. Ceea ce mă enervează un pic. Nu știu de ce e acolo o bucată de dirt, probabil de la ceea ce tocmai am săpat. Um, ok, aici suntem în peșteră. Hai să săpăm așa câteva blocșoare de cobblestone. Măcar să avem numai... Uh, cât să ne facem câteva pickaxe-uri din stone. Sau, mă rog, din cobblestone, din piatră. Motivul fiind foarte, foarte logic să ne facem și noi niște unelte fără să distrugem... Uh, să nu mai trebuiască să distrugem acel iron pickaxe. Așa că facem și un pic de lemn, că avem nevoie de sticks și mi se pare că nu avem și nu vreau iară să mă întorc la noi și iară să fiu zăpăcit și să n-am după mine itemele de care am nevoie. Deci ne băgăm aici și ne facem niște stick. Uite că aveam. Hai că aveam. Puteam să mă și eu un inventar, dar pe păi lenea asta, lenea asta, vedeți ce face uite așa ne construim nouă, noi două pickaxe Inventarul meu e efectiv, efectiv dezastru de pe lume, man. Efectiv dezastru de pe lume. Și fii atent. Ăsta ar putea fi tavanul. dar ar putea fi tavanul. Bun. Pa, și asta ar însemna... Asta ar însemna să dărâmăm fix tot rândul ăsta. Tot, tot, tot plafonul ăsta. Hai să îmi bag picioarele. Ok. okay. Bă, deci mereu uit, bă, de prostia asta. Deci, efectiv, mereu uit. Dacă stai fix pe margini și dai drumul la shift, te ia naiba. Te ia naiba, efectiv. Um, ne luăm cobblestone-ul la noi și îl putem aici aproape de pickaxe ca să-l avem la îndemână. Și uite așa, ne facem noi aici frumos plafonul în rând cu lumea. În rând cu lumea. Ne facem și noi plafonul astfel încât să nu mai trecem prin Uh, nori când ne plimbăm prin casă sau și sau uh, să putem și noi să vedem în jurul nostru, în jurul casei păi de ce naiba ok, hai să distrugem mai multe blocuri că mă prea chinui așa cu fiecare bloc în parte și vom construi exact ceea ce v-am explicat va trebui să facem o micuță modificare trebuia gândită mai bine de la început dar asta e, n-am gândit-o n-am gândit-o, acum o gândim cum trebuie Bun. Hai că putem să începem să punem așa aici colo câte o bucățică. Nu știu exact ce s-a auzit așa. Dar cât timp nu-mi dă crash Minecraft-ul e bine. ăla Hai că e bun. Hai că e bun. Vreau să mai pun și cu un rând și mai încolo, dar... Pana mea, e ok. Merge. Bun. Păi, putem să ne facem deja pe partea asta cel puțin tavanul. Ăsta e tavanul, bineînțeles. Ok, hai să continuăm să săpăm pe aici. Astfel încât să mai obținem și celelalte bucăți de cobblestone de care aveam nevoie. Și o idee și mai inteligentă ar fi fost să mă pun să sap după cobblestone înainte să încep să construiesc tavanul. Dar da, băieți, știți cum e? N-am făcut niciodată episoade de Minecraft și e un pic ciudat să le fac. Din simplu fapt că e altfel de gameplay, nu știu, e altfel de, parcă e așa chill, e, totul calm, e, totul relax. Faci ce vrei, când vrei, cum vrei, n-ai quest-uri, n-ai nimic. Teoretic ne putem uh, îndrepta spre, înspre a ne lupta cu acel Ender Dragon, dar uh, practic mai vedem. N-am făcut niciodată chestia asta, dacă vă întrebați. Am pierdut o bucățică de cobblestone, noi tragic. O să pun aici o bucată ca să nu uit Uh, unde era rândul, ultimul rând pe care trebuia să-l fac din tavan. Aici la fel, ne ducem două blocuri în spate. Perfect, continuăm să ne sapăm uh, vechea vechi, podea, noul tavan, unde va trebui să facem renovarea. Renovarea ăla nu, No, hai să punem, să le punem și pe astea înapoi. Bă, cred că o să arate interesant așa fix în nor să fie tavanul. Nu știu, am un feeling că o să arate destul de ciudățel și totodată interesant. ăla e. Nu mai avem mult și am făcut și renovarea de care era nevoie. Hai, boss, să apăși tu mai repete. Hai să-mi bag picioarele. Puteam să sap cu ăla de, cu de iron. Vă deranjează, bă, că nu s-a cu ăla de iron, că fac aici, mă zgricesc la pickaxe-uri și îl folosesc pe ăsta de stone, de piatră? Sper că nu. Să sperăm că nu. Am un feeling că în, vechi, în, în nou Minecraft e mult mai... Uh, cum să zic, e mult mai des muzica pornită în joc. Așa mi se pare. Poate mă înșel, nu știu. Rămâne să vedem când o să intru în noua versiune de Minecraft, deși nu prea vreau sincer, nu prea mă atrage noua versiune de Minecraft, mi se pare foarte prea mult, mi se pare efectiv prea mult, prea multe update-uri, prea multe chestii noi, prea multe, ăsta basic era cel mai fine man, ăsta basic era cel mai fine. acum pui mei, înțeleg că trebuia să-l updateze, să facă chestii, să rămână cumva relevant jocul, dar totuși, atâtea crafting recipes și shit-uri băgat, de mi se pare că ori scos fanul din joc, distracția din joc. Ok. Man, simt că am obosit în viața reală, construind aici. Băi, cum îndrăznești să construiești în acest hal? Steve, cum se poate? Gata, suntem pe ultima bucată, băieți, din plafonul nou. Iar am pierdut o bucățică de cobblestone. E bine. Nici nu știu dacă vor dispărea sau nu. Încă o bucățică de cavă stăm pierdută. Nici nu contează dacă vor dispărea sincer sau nu. Pentru că oricum va trebui să mergem un laminat și... Na, ne, obținem atunci tot ce avem nevoie. Ar fi o idee bună să încep și să replantez copăceii pe care i am distrus. Zgârcea distruge natura. Aici, live, pe YouTube, alături de voi. Aveți dovada. Proba lipsei de inteligență din partea lui Zgârcea. Ok. Hai, mai punem și aici trei bucățele. Aici va trebui să completăm. Mă înspăimântă un pic aici că sunt pe tavan și am un feeling că la un moment dat o să pic. Am eu așa un feeling de-al meu. Bun. Oh, hai că nu ne-au bucățelele de cavălstău, până la urmă le luăm înapoi. Dacă toți sunt așa de aproape, de ce nu? Uite încă una aici. Și Hai să mai omorăm și noi un porcușor Mai avem și noi un de mâncărică Un pic de șunculiță De șonc Hai Pac și pac Și gata Mortus porcus Mortus porcus Bun Ne întoarcem acum în uh, peștera pe care data trecută, vă rog, acum două episoade Dar acum nici nu știu când am descoperit-o, Am descoperit-o peșteră și acum ne întoarcem în ea, ok? Asta e ideea pe care te voiam să o propag către voi Uh, avem și niște torțe, Doamne ajută, în sfârșit putem și noi să vedem în această peșteră minunată ce se întâmplă în poii mei. Că de atâta timp o avem și niciodată nu știm ce naiba e mai departe de atât. Ar fi bine să sparg și bucățica asta și să pun aici fotorță. Da, nu le-am pus simetrice și nu-mi pasă. Momentan nu-mi pasă de simetrie. O să-mi pese probabil la un moment dat. Hai să facem noi rost de cobblestone. Astfel încât să putem să construim mai repede căsuța. Și pentru binele vostru și al mental. Pentru sănătatea voastră mentală am să folosesc pickaxe de iron. Cu speranța, cu marea speranță. Că am să mai găsesc și alt iron sau chestii de genul. Mai avem doar un ingot, doar un lingou de, de, fier. Da, de fier. Și nu ne prea ne ajută la nimic, eventual dacă facem o sapă. Așa că să sperăm că găsim pe aici ceea ce ne trebuie. Adică iron sau diamond. Poate găsim diamant. Poate găsim aur. Poate ne putem face din aur direct. Cine știe. Am găsit pământ. Ok, hai să mai iluminăm și aici zona. Ok, de data asta chiar în pasă de simetrie să bag picioarele că arată ca naiba. Uh, da, hai să sepăm înainte. Am zis cu asta de iron, stai, să vă țin de cuvânt pentru voi băieți. Și mergem înainte cu săpăturile. Să vedem de data asta ce găsim. Poate găsim în sfârșit ceva, că în... Deci de fiecare dată mi se pare atât de ciudat sunetul ăsta de la... Gen când mergi pe pământ în joc, în versiunea asta veche, mi se pare atât de ciudat pentru că se aude ca și cum spargi un bloc de dirt. Foarte ciudat. Ai impresia că e cineva în jurul tău care sparge blocuri de, de pământ. Sunt offline, n-are cum să fie cineva în jurul meu, deci nu știu exact ce mi se pare mie. E deja seară. Ok, ar fi o idee bună, poate să punem și aici o torță. Să avem și aici lumină. Și știți ceva? Era o idee bună. Ca... Undeva din intrarea către clădirea noastră. Să facem... Uai, dar chiar, bă, oare există hopper în, în versiunea asta? Nu cred că exista așa ceva. Nu cred că exista. Mama, le erau atât de folos din punctul meu de vedere. Mi-e place să fac capcane și chestii de genul și să... Iarăși creeper. Iarăși creeper. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Noi ne băgăm aici și ne facem noi căsuța noastră. Dai i păi mei de creeper să sperăm că aici nu sunt mobi. Că n-am pus încă torțe. Dar le punem acum. Le punem acum. Și Doamne ajută să fie totul safe. Mai pun și unul aici. În caz de orice. Perfect. Cred că o să fie totul safe. Hai. Putem să construim tavanul în sfârșit complet. Ia uite -i, Sunt doi frate. Sunt doi. Bă, omul meu. Sunt doi, mă. No. Păi am făcut tavanul. Asta e. 1, 2, 3, 4, 5 încoace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 încoace. De ce 6 și de ce încoace erau 5? 4, 5. Bă, mai facem încă un rând încoace. Păi să fie simetrie, frate. Sau nu are sens, ce zic? Nu știu. Data trecută calculasem într-un fel. Poate <coughs> am pierd, rândurile. 3, 4, 5 încoace. 4, 5 încoace. Singura direcție în care 6 încolo. Mă rog. Ok. Cui pasă? Efectiv nu contează. Hai să, 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 să. Avem scări? Da, avem scări. De uh, deci ar trebui. Mie mi îmi place de obicei să fac că, camera de 3 blocuri înălțime. Adică de aici să fie camera. De aici, da? Bine, zgârcea. Ia asta de iron ca să spargi mai repede. Să nu Ia să lumea că atenția distributivă astăzi este cam jos, cam la pământ. <laughs> Creeperul este cam prea aproape de noi, periculos de aproape de noi aș putea spune, aproape de noi. Uh, da, da, nu, mersi, uh, să sperăm că nu se întâmplă nimic, naspa. Și fii atent că mi se pare că suntem periculos de aproape de podeaua asta unde stă creeper -ul. Mi se pare că dacă un Creeper de asta nenorocit se apropie de noi și explodează, o să ne distrugă toată clădirea, așa -i? Am dreptate când zic asta? Cred că da. Ok, deja am inima direct în gât. Am inima în dinți, cum s-ar spune. Hai să plantăm noi pietrișul ăsta pe aici. Și să ne asigurăm că orice s-ar întâmpla, nu poate să sară un creeper până la nivelul ăsta aproape de noi. Uite, zombie! Wow! În sfârșit un zombie! Am mai avut? Nici nu mă știu, am mai văzut zombie până acum în versiunea asta? Nu mai țin minte să mă Îmi place că de fiecare dată pornește muzica numai în cele mai ciudate momente. Ba, 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 stai un pic că e aici prea aproape. E efectiv prea aproape. Uh, deci camera e atât de mică, de fapt Uite că cum realizez Va trebui să ne extindem un pic, bă Fii atent că e și un arcaș aici Care o să tragă după noi Fără îndoială Ok, creepere Te rog, stai pe fundulețul tău Te rog eu mult Eu nu ți-am făcut nimic rău și am pretenția că nici tu să nu faci mie nimic rău Ok, e doar o, Un miel no, Ce-am făcut? am pus prost aici Ok E doar un mieluț um, acolo care nu ne face nimic. Doar un mieluț. Op, oh, și păianjen! Care n-are cum să vină spre noi. Știți de ce? Că ne-am făcut deja fortăreață. Fortăreață, băieții. Mamă, ce s-au adunat aici, mobii, ești nebun. Bă, vă vedeți cât sunt, men. Noroc cu noua mea construcție, bă. De sincer, acum sunt atât de mândru de construcția asta, bă. Deci atât de mândru, efectiv. Hai să mai punem pe aici polo câte un dăsta. Să nu se spawneze naibii ăștia aici. Și ne putem continua aici cu încă un rând. Ce naiba se întâmplă, nu știu. Știu doar că suntem protejați. Vai, deci atât de tare mă bucur, bă băieți. Deci atât de tare mă bucur că suntem protejați în fața mobilor. N-aveți idee. O lasă-mă, frate, în pace. Sunt atât de abuzivi acești arcuși. Arcași. Arcași? Arcași. Ok. Uh, e rândul nostru să... Intrăm înapoi aici unde eram. Am putea să ne luptăm cu toți ăștia, bă. Sunt foarte mulți. Nu că ar fi la risc foarte mare. Fi atent. Sau... Nu că e un creeper. Uite că e creeperul ăsta aici. Na, no, 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 na. No. Doar nu credeți voi că mă prindeți, băieți. Doar nu credeți voi că mă prindeți, bă. Um. Hai de viața și de zilele mele. N-a, păi ce fac, frate? Aș fi vrut să fac un pat în pui mei. Aș putea. Hai să facem o Să Săpăm aici. Vai de viața mea. Săpăm aici. Punem așa patru bucățele. Du-te, bă, de aici, după Ianjan. Du-te, bă, de aici. Unde ești? Hai, bă, nu vrea să se ducă, man. Du-te, bă, de aici. Du-te, bă, de aici. Hai să-l omorăm. Hai să-l omorăm, nu, că deja mă enervează ala -i. Ok Și acum suntem safe, putem să coborăm în căsuța noastră U oh, nu, nu, nu Oh my god Deci nu pot să cred Din nou Your bed was... Ne vedem casa Hai de viața și de zilele mele Dar de ce? Doamne, deci urăsc creeper, efectiv Deci efectiv îi urăsc, îi detest Tu te pui mei de aici, creepere Dute frate. Bă, deci n-ai cum, bă, deci cum să ai noroc ca mine, bă, cum? Cum să ai noroc ca mine, mă? Doamne. Tot, bă, deci de fiecare dată simt cu iau de la zero, bă. Tot progresul pe care simt că îl fac, fii atent că sunt doi creeper după mine. No, să-mi bag picioarele. Abia dacă văd ceva, sunt trei creeper după mine acum. Hai că suntem blană, băieți. Suntem efectiv blană. Nu, 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 mor, mor V-am zis sunt efectiv extra abuzivi. Nu, 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 nu. Nu, 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 e survival. Nu, 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 doamne, perește-mă. Și păzește mă Criperii, nu mor ziua. nu Doamne, mai sunteți mulți, mă. Mai sunteți mulți, deci efectiv ce s-a întâmplat acolo, nici nu vreau să știu, bă. Nici nu vreau să știu ce... ce, ce... Tot progresul meu de până acum... Fiat încât ți-ar ca să bai! M-am dus dracu din nou. Efectiv, îmi explodează toată harta. Explodează toată harta, băieți. Oh, nu! Oh, nu! O, glonț, un, un, arc și gata. O săgeată și gata, efectiv. La prima săgeată sunt mort. Ce dracu fac? Na, ce dracu fac? Mă trage ăla și mă omoară acum. Trage ăla și mă Na, sau ăsta. Dacă nu ăla, atunci ăsta. Nu o să bag picioarele. Nu o să bag picioarele. Nu o să bag picioarele. Mâncă repede o șuncă. Râmp, mâncă repede o șuncă. Mai e șuncă? Vai, te viața mea câte chestii am pierdut, bă. Asta. Mâncă repede, repede, repede. Uu. Ok, mai ați repede în coșuncă. Ai te viața mea, ce, ce și ne-am luat aici, mă. Ia ți mi puii mei o sabie și bate -i. du te mei și tu și tu și toți creeperii din zona. Toi să mi bag picioarele. Dar? Dar? o noastră construcție este intactă. Stai că avem, stați așa că avem vești, vești bune, băieți. Deci, urgent. T Ne trebuie. În primul rând, Um, niște Bă, dar ce, ce puțin fall damage Trebuie să ții ca să Ce, ce puțin trebuie să cazi ca să ții fall damage Vreau să zic Doar au o chestii totuși, fii atent Așa e Cred că nu au o chestii Bă, uite, nu mai avem uh, Nici crafting table Ok O să refacem, băieți O să refacem Deci, efectiv, e Mă simt semi-bătut de soartă, să zic așa. Dar, pe de altă parte, poate doar un semn. Este un semn să devenim puternici și să reparăm toate daunele provocate de creeperi. Dracu să ia de creeperi, man. Ok, ne rebagăm aici și facem așa. Un crafting table. Da, e ok, ne facem un crafting table. pack. Um, dă un pâinei de lopată de lemn, nici nu am nevoie de ea, acum pot să o iau. Și aici facem un chest, unde ne punem din nou chestiile. Dă o pâinei de lopată, că nu avem nevoie de ea până acum, că acum putem să o luăm. Ne punem chestiile înăuntru, momentan tot, mai puțin wool și uh, lemn, nu? Lemn ne trebuia pentru... Da, lemn ne trebuia și lână pentru a ne face un amărât de pat din nou. Adică exact așa. Ok. Este o, un, un pat, foar, o zonă foarte temporară de existență. Care va funcționa? Nici să nu îndrăznești! Deci nici să nu îndrăznești! Doamne! Deci nu că trebuie să lucrăm la, la partea asta din... Trebuie să găsim o variantă o ceva. Unde naiba ești? Uite-l! Uite-l, uite-l! O, oh, ce am crezut că va exploda, sincer. Deci ce am crezut că va exploda. Uf, ok. Bun. Hai să începem reparația. Nu Ne începem reparația, băieți. Să moră dacă aș fi crezut că asta facem. Voi am episodul ăsta, frate, să, să ne uităm și noi prin peștere, prin peșteri, peștere, da. Uh. Mai să facem și noi niște chestii mai interesante. Da, uite ce interesant este să reconstruiești totul după ce e niște tâmpiți îți distrug totul. Pe păi unde mai sunt creeperi? Că sigur mai sunt. Bă, copacul ăsta nu dispare, cred că mai e lemn în el. Cred că mai e lemn. Hmm. Hai să distrugem vechea casă. Uh, o să luăm și furnace-ul cu noi. Da ok. Ne-am reîntors. venea să strano de simțeam că o să bubuie casa. Cum mă bubui de la aceste trupări. Doamne, mai bine nu mai fac glume, bă. Deci de fiecare dată când fac o glumă, regret. Degeaba am folosesc ex că întotdeauna realizez abia după că e prostie, că și așa nu mă ajută cu nimic. Am crezut că iară vine un mob. Am crezut că iară vine un mob, ne nebuneam. Deci dacă vedeam iară un, un creeper în nebuneam, efectiv am fobie de ei deja. Bun. Hai să luăm și noi și fără ul ăsta, dar luăm după aia. Am zis că nivelul e prea, 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 da, e prea aproape clădirea noastră. Cam pericol, cam pericol. Mi se pare că sunt mari șansele să se întâmple ceva în dacă vine un creeper cu clădirea noastră nouă acum. Cred că am avut noroc să nu explodeze în noua clădire. Dar nu știu cât mai țin norocul și nici nu vreau să-l testez prea mult. Așa că ne scădem un pic ground-ul. Nivelul, podeaua. Am PTSD, bă, deci mă uit în jurul meu și mi se pare că sunt creepere în jurul meu să-mi bag picioarele. Deci efectiv am PTSD, frate. Am PTSD. Ok. Hai, acolo și facem și noi și podeaua asta. Și suntem deasupra lumii, băieți deasupra lumii. Doamne, deci abia aștept să explorez. Să moră, deci abia aștept să explorez. Iar mi se părea că e ceva... Nu v-am zis, PTSD clar am. Hai să mergem la chest și să luăm pickaxe-urile. Cobblestone, avem doar o bucată, ok. O să punem bucățica aia aici, că mi-e că picăm o dată din greșeală prin ea. Alceva uh, altceva, scărițe, torțe, Hai să luăm și nu? și ușă, de ce nu și săbile și mă rog, toate uneltele pe care le avem în mare parte. Ok. Uh, hai să terminăm noi cu distru distrugerea acestui nivel. Astfel încât să putem să fugim repede până la peșteră, să luăm niște cobblestone, să facem intrarea completă. Și va trebui cumva să facem să ranforsăm cumva aici intrarea să fie mai să fie mai, uh, mai dificil. În caz că explodează un creeper, să explodeze undeva departe de scări. Nu se să trebuiască să mă chinui în puii mei. Să-mi reconstruiesc de fiecare dată casa din cauza unor am un de mod. Uh, oare era fence? Oare era guard în jocul ăsta? În, în, versiunea asta? Sigur era. Sigur era. Dar trebuie să-mi dau seama cum naiba se făcea un guard. Ok, o lăsăm așa momentan. Hai să mergem să luăm furnace-ul, primul rând pe aia o ideal Hai frate atât de greu să spărgea Parcă mergea mai repede un picuț În principiu aș vrea să fie Astea ultimele noastre unelte de lemn Slash piatră și de acum înainte să ne trecem Pe aur uh, Fier, chestii de genul Dar uh, Na, nu mereu poți să ai Tot ceea ce-ți dorești Deci mă limitez momentan La ceea ce pot să am Hai să distrugem rândul ăsta că mă cam enervează tot mă dau cu capul de el de fiecare dată când coborăm frate aici. Uite și cred că și aici. Da. Nu știu dacă ăsta pe care acum îl sparg. Nu cred că asta ne afectează cu ceva. Dar astea următoarele sigur da. Bun. Să fim atenți să nu se întunece afară. Trebuie să acordăm un pic de atenție chestia astea. Nu de altă dată dacă se întunecă. Iarăși vin mobi nu vreau. Deci ce naiba se aude chestia asta? Nu știu că fiecare sunet mi se pare, din ce mi-aduc eu aminte, fiecare sunet avea o semnătate. Hai să ne întoarcem foarte repede la noi. Oho! Dar ce de acum să face zi sau ce? S-ar putea ca de abia acum să facă zi, pui mei. Ok. Deci, băieți, uh, n-avem sap sapă după noi. Hai să mergem repede sus să ne facem și noi o sapă ăla uh, Unde? Hai, ne facem o sapă din piatră, că nu avem o altă variantă, nu de alta. Ok, luăm stix-uri și facem o sapă. Perfect. Ca să mergem o dată să finalizăm, frate, cu partea asta. Deci să spargem tot ce înseamnă vechiul uh, pământ. Vechiu nivel. Ăla-i. Pac pac și pac. Gata. Am spart tot ceea ce -a însemnat vechiul nivel. Și acum trecem la noul nivel. Adică aici va trebui să facem o săpătură în jos. Dar știți ce? O să facem nu doar un nivel în jos. Și mai multe. O să vedeți și de ce. Poate deja vă gândiți. Dacă știți de ce. să jos un coment. Poate veți dreptate. Why not? Poate aveți dreptate. Ok, așa Bun Ăla am făcut Unul dintre niveluri Sau nive nivele, niveluri, nu știu Ok, ăla Hai că arată mai binișor Un picuț, nu prea-mi place mie Cum, mamă, deci arată ca ceaiul Efectiv clădirea asta, dar lasă că o să facem noi Să arate mai ca lumea, o să vedeți O să vedeți că o să facem noi să arate bine Momentan arată așa, frate, ca la țărani ca la țărani. Ia uite, ia uite. Hai că am dat de coal. Hai că e bine. Nu săpăm sub noi. Nu fi fraier zgârcea. Știi regulile jocului. De ce nu asculti de ele? Nu știu, nici eu. Ok, sincer, Melene să sap și de pe următorul coal, deci... Rămânem la atât cât avem până acum. Sau să luăm, hai să luăm și pe ăsta, pui mei. Mă nervează că după aia trebuie iară să fac... Uh, op, hop, se lasă seara După aia trebuie iară să acopor aici toată zona asta și de-aia mă... Și prefera să nu le iau, dar pui mei. Dacă avem nevoie fix de asta bă, niciodată nu ști. Ai de viața, mama, e și în jos. Hai că e bine. Hai că e bine. No, se lasă seara, seară. Nu se lasă seară, se lasă seara, seară, efectiv. Ok. Uh, hai să punem pământ. Nici nu-mi pasă, sincer, ce strat pun. Doar hai să umplem aici golul ăsta cu ceva. <coughs> Super. Și facem și rândul ăsta, adică nivelul ăsta. Ăla-i. Ok, punem repede cobblestone, acoperim aici zidul ăsta. Hai boss, hai zgârcea. Hai zgârcea că parcă vin chestii după tine, nu știu, așa am un feeling că vin niște chestii după noi. Și nu vreau să vină. Scărițe. Una, două, trei, patru, la țanc. Ok, încă nu putem să ieșim totuși pe aici. O să punem momentan o bucă niște bucățele de pământ. Hai că da. Hai că da. Mamă, deci efectiv e cel mai dezorganizat spațiu de locuit pe care îl puteam avea, bă. E cel mai dezorganizat, efectiv. Hai să ne putem să dormim. Wow, doamne ajută, putem și noi în sfârșit să dormim în liniște? Pe bune? Pe bune! Și mare greja aici să nu intre, dar n-au cum să intre pe energia. Nu, e ok. E ok, băieți. E bine. Ok. Uh, hai să vedem dacă avem un cufăr, dar nu, nu avem cobblestone, cum am mai uitat odată, deci nu are rost să mai caut. Atunci, în cazul ăsta, uite, avem și o un miel maro. Puteam să luam lână maro de acolo, dar în momentan n-am chef de așa ceva. Am chef doar să adun resurse. Să fim bogați, băieți. Asta e important momentan în viața noastră. Am zis de atâtea ori că o să sap cu ăla de iron. De ce nu mă țin de cuvânt? Zgârcea niciodată nu se poate ține de cuvânt. Zgârcea este un om nu foarte sincer care vă minte. Vă manipulează pe toți. Să credeți că e șmecher, dar de fapt nu este. Hai că facem imediat și o torță aici pe perete să... Să mai fie un pic de lumină totuși, că naiba nu mai vedem nimic. Se aude ceva venind și naiba știe ce o fi. Nu știu dacă să mă intereseze, sincer, momentan. Hai doar să săpăm noi în continuare și să vedem, ne vedem de mucii noștri, cum s-ar spune. ăla Ok, aici iar o să ne lovim de, da, de piatra asta. Păi mai va trebui să scăpăm și de rândul ăsta. Bun. Bă, cum v-am zis, bă, frate, deci efectiv mi se pare că în cele mai creepy și ciudate momente pornește muzica în versiunea asta. Nu știu de ce, nu știu dacă e intenționat făcut așa sau nu. Abar nu am. Avem ceva cobblestone măcar? Deci hai să ne întoarcem foarte scurt și să vedem. Bă, știți cum facem, bă, frate? Exact așa ca în viața reală, bă, cum ar trebui și în viața reală să facem. Pas cu pas, bă, pietricică cu pietricică. Dar ce se aude așa? Nu prea-mi place ce se aude. Uh, bun. Deci aici avem niște pietre, niște mă rog... Uh, de Asta, dirt. Uh, bă știți ceva? Hai să, hai, hai să economisim un pic. Hai să economisim un pic de... Uh, stone. De cobblestone mai exact. Și fiți atenți cum facem. Punem uh, dirt aici. Pac. Alai. Și vom face cu cobblestone. De unde n-ai aude? Oare o fi un, 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 cave sub noi? O peșteră sub noi, bă? Pac. Și le punem și pe astea. Pac, pac, pac. Bun. Perfect. Avem și lemn. Mergem să facem niște sticks-uri și mi iau și... A trebuit să iau și sabia cu mine, că n știe de unde se aude. Dar fie că nu e de aici. A, e de jos. Ok. Ok, am înțeles. Cred că e din cauza că sub avem în uh, întuneric. Da, cred că de aia este. Bun, Transformăm toate astea în lemne, adică în uh, planks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, și facem 12 bucăți de sticks, din care construim niște, răha că trebuia să fac mai multe, uh, da, hai să facem așa de 14 ori, ăla 63, pac, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nu merge. Merge nouă pe fiecare și e la țanc. Pac, 20 de bucăți de leather. Super. Nu cred că ați înțeles nimic din ce am zis până acum. Hai să punem aici un wooden door. Coborâm și aici punem niște leather. Dar trebuie să stăm departe de blocurile astea ca să putem să punem. Perfect! Și acum bănesc că știți care este ideea pe care, spre care vreau să merg. Um, hai să punem și aici două bucățele de astea. Pentru că am impresia că poți să ții fall damage oare de aici? Poți să iei? Nu. Bun. Perfect. Mergem în jos. Și încet, încet, mai săpăm un pic în jos. Până când ajungem la peștera noastră. Bineînțeles. Hai că de aici o să lăsăm așa rough. Așa. Așa, natural, cum este de la natură, vom lăsa pământul Adică Oh, mai mult coal Bă da, un pic de iron Gârcea, iron pickaxe, gârcea Ai promis, gârcea Ok Vai, stați că ști... Bă, stați un pic că facem ceva șmecher, ia stați așa Luăm de aici tot coalul, dar nu o să-l acoperim încă Nu să-l acoperim încă facem ceva mecher Ia fiți atenți Păi da, mai e mult coal, bă. mai e în sus. Ok, gata, aici mă opresc. Bun. Cam asta e. Ok. Punem aici o torță. Uite, acolo. Nu, nu e bine. Punem aici. Gata. Și eliminează toată zona asta numai bine. Uh, da, să punem în continuare în jos, dar ce nu-mi place mie că am cam rămas fără Uh, suficiente ledere, fără suficiente scărițe, a.k.a. Da, nu prea mai avem, Mă rog. O fi bun și așa. Bă, și de aici mi-am luat, frate, fall damage pe bune? Apoi mei, asta e. Încă n-am ajuns la peștera aia. Poate că nici măcar nu suntem în direcția peșterii ăleia, bă. Da, vreau să fac un tunel în sus către casă, în jos către peșteră. Cam asta e ideea. Probabil că așa cum v-am zis s-a ieșit foarte nasol. Îmi pare rău dacă vi se pare nașpa, ce pot să și zic. Efectiv îmi pare rău băieți, dar asta mi schilubă, Așa mă pricep eu puii mei, voi vă pricepeți poate mai bine, mai rău, habar n-am. Probabil unii așa, unii așa. Important e să ne simțim bine doar. Deci, mergem și hai să luăm scărițele. Alea care au picat. Uai, și fol de era să-mi iau acum. Ok, și una, două. A, dar nu pot să fac, mă, planul meu. Bă, frate, tot trebuie să umplem gaura asta, bă, de aici. Tot trebuie să o umplem. <coughs> Fratele meu, am crezut că o să pot să fac și o șmecherie și să fac podeaua, adică să fac peretele asta aici din, din uh, sticlă. Na, pui mei. Na, și pui mei că uh, nu pot să las nici... Trebuie să punem cobblestone. Hai bă frate, atât de flawless era până aici, numai stone pe peste tot e aici cobblestone. Ca la țărani, efectiv. Ok. Băieți, cam aici ne oprim cu lungul nostru episod de Let's Play. Mi se pare că în continuare n-am făcut absolut nimic. Deci efectiv... Nu, 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 nu! Oh my god! Oh my god! Cum era să încheiem episodul ăsta? Doamne, dispari! 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 Nu, 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 doamne, că am PTSD, deci nu mai vreau, bă, <gătri> nu mai vreau, nu mai vreau, hai să ne facem, hai, deci nu, stați așa, hai, înainte să încheiem episodul, hai să ne facem și noi, în puii mei, avem săgeți? Avem săgeți, ne facem arc, ne facem arc, că nu mai pot, unde ne-am banii stixurile, nu mai avem, ok, facem rost, nu-i bai, Uh, cum era, stai, era așa, așa, așa și string, nu, era, a, ah, stai, 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 așa, string, string, nu, atunci, cum mai era frate, așa, nu Ok, știți ceva, data viitoare facem și un arc și vom scăpa de toate nenorocirile astea de creeper, de mob infecți și vom încerca să facem o căsuță mai frumoasă o fortăreață, că nu o să fie căsuță, o să fie fortăreață din câte vedeți cu cable, stăm cu chestii. Și cam aici ne oprim. Cam asta a fost episodul pe astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă da, like, share, subscribe, nu uitați de astea trei, mai ales de subscribe dacă sunteți în special noi aici pe canal, că mă gândesc că altfel dacă reveneați înseamnă că deja sunteți abonați și cam atât. Eu am fost Gărcea, vă salut, orice sugestie lăsați jos în comentarii și cu doar un leu 99 puteți oricând să deveniți membru, adică șmecheri, ai canalului meu. Vă salut, goodbye!